Bună ziua, în această etalare vom vedea ce se va întâmpla în următoarele 72 de ore. Aceasta este o etalare generală, deci nu se va axa doar pe iubire, nu se va axa doar pe sănătate sau doar pe carieră, ci pur și simplu vom lăsa cărțile să decidă ce au să ne transmită. Am să vă rog să rămâneți cu prima variantă pe care o alegeți. Și dacă rezonează cu voi, am să vă rog să îmi lăsați un comentariu astfel încât eu să știu acest lucru, da? Bun. Dacă vă plac etalările mele, vă puteți abona și puteți apăsa pe clopoțel pentru ca dumneavoastră să primiți notificări în momentul în care postez ceva. Și de asemenea, dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Bun. Să vedem ce se va întâmpla în următoarele 72 de ore. Imediat. Ești pe drumul succesului și chestiuni legate de o femeie mai în vârstă. Ok. Imediat vom vedea exact ce este cu această femeie. Îți va fi arătată calea. Ok, asta am putut să cadă. Chestiuni de familie. Aici sunt mai multe, deci nu. Ar trebui să perseverați în ceea ce doriți să rezolvați, pentru că problemele vor fi doar trecătoare. Aici cred că mai degrabă a fost o etalare pentru cine are nevoie, nu știu ce să-i spună ceva decât predicție. Este bine ca voi să vă asumați un risc aici dacă voi vreți să faceți ceva care nu pare neapărat cea mai bună idee sau nu pare neapărat cel mai bun lucru în acest moment. Aici, da, puteți să faceți acest risc, puteți să încercați. De ce? Pentru că rezultatele îmi par să fie destul de benefice. Aici, cu chestiunea de femeie mai în vârstă, cred că ar fi bine să țineți cont de ce vă va spune această femeie în următoarele 72 de ore, pentru că s-ar putea ca voi să primiți un fel de ghidare prin intermediul acestei femei mai în vârstă. Pentru unii dintre voi poate să fie o persoană din familie, de exemplu o mamă, o mătușă, o bunică, pentru alții dintre voi se poate să fie pur și simplu o prietenă. Și avem încă un munte, da? Încă o provocare de trecut. Veți trece de această provocare. Și avem ananas, reconciliere și flori, fericire. Aici, dacă aveți ceva probleme cu familia sau dacă ați avut neînțelegeri cu familia în perioada relativ apropiată sau cu alte persoane, trebuie să știți că veți ajunge rapid la o reconciliere. Această reconciliere este foarte probabil să se întâmple în următoarele 72 de ore. După cum spune acest oracol, și voi mai lua totuși o carte. Ok. Și avem fântâna. Dorințele legate de familie devin adevărate. Deci dacă voi ați avut dorința să vă mutați, să, nu știu, să vă înțelegeți mai bine cu familia, cineva să vă dea bani, lucruri de această natură, dorința aceasta va fi îndeplinită. Dar un pic de grijă în modul în care ascultați sau nu ascultați de această femeie mai în vârstă, pentru că această femeie nu vă vrea răul. Aici cred că pur și simplu vrea să vă arate cum este mai ușor, cum este mai bine, cum este mai util, cum este mai ok pentru voi și s-ar putea ca unii dintre voi să nu prea accepte chestia asta. Voi ce ar trebui să faceți în următoarele 72 de ore? Să împărtășiți iubirea. Să fiți acolo pentru oameni, să-i sfătuiți, să acceptați criticismul valid, să, nu știu, pur și simplu să vă simțiți bine în pielea voastră și să arătați asta, să fiți acolo lângă oameni, să fiți acolo în situațiile în care vă regăsiți, pentru că nu este neapărat o etalare negativă, este atâta doar că trebuie și voi din când în când să mai ascultați celelalte persoane, pentru că aici se simte acea energie în care eu știu, eu fac, eu dreg, eu le și pe toate, eu le rezolv pe toate, lăsați-mă în pace.
Și nu întotdeauna lucrurile funcționează așa. Cam asta este energia pe care eu o primesc de la voi. Da? Deci, aici, cine rezonează cu siguranță, va ști. În primul rând, după atitudinile ale voastre, nu ale altora, da? Pentru că nu văd neapărat alte persoane semnificative aici care să influențeze. Și un pic de grijă pentru că voi, chiar dacă aveți temerile voastre, problema este că trebuie să le și înfruntați. Cele mai mari teme ale voastre va trebui să le înfruntați pentru a vă regăsi echilibru. Aici sunteți persoane care întotdeauna aveți tendința să vă gândiți la lucruri negative, sunteți persoane care aveți tendința să asumați întotdeauna partea pesimistă a poveștii, în loc de cea optimistă și pur și simplu sunteți într-o situație în care dumneavoastră trebuie să vă eliberați, trebuie să vă salvați de unii singuri prin confruntarea temerilor. Și să vedem ce ne mai zic aceste cărți pentru următoarele 72 de ore. Autoritate. Voi veți fi în continuare persoana în autoritate, dar este bine ca voi să vă confruntați temerile și aveți răbdare. Aici este o chestiune de răbdare. Pentru voi este nevoie de răbdare. Lucrurile se rezolvă în timp, nu de la sine și nu magic, da? Nu vă așteptați ca lucrurile acum, ce nu s-a rezolvat în 5 ani, să se rezolve acum în 3 zile. De asemenea, atenție, pentru că voi aici aveți un conflict mental destul de puternic până nu reușiți să-l puneți pe hârtie, să vedeți exact ce este și să lucrați în mod direct cu el, să vă hotărâți în legătură cu el ce aveți de gând să faceți. Atenție, pentru că vă va da în continuare bătăi de cap. Nu este cazul să treceți prin astfel de bătăi de cap, da? Bun. Să vedem mai departe. Pentru varianta numărul 2. Varianta numărul 2. Vom începe cu oracolul. Vom vedea ce vă așteaptă pe voi. Și avem pisică. O prietenie cu două fețe. Și bărbat cu păr deschis la culoare. Atenție că acest bărbat ar putea fi cu două fețe dacă sunteți într-o relație. Într-o situație cu acest bărbat, trebuie să știți că această persoană este destul de falsă. Și aici este posibil să vă spună o minciună în perioada imediat apropiată. Ce vreau să vă zic legat de acest bărbat. Bărbatul acesta poate să fie nu doar blond, poate să aibă părul gri sau alb. Deci atenție foarte mare pentru cei care sunteți într-o relație cu acest bărbat, pentru cei care sunteți într-o situație un pic mai intimă cu acest bărbat, da? Pentru că nu văd această persoană să fie neapărat cea mai onestă față de voi. Dar voi veți avea succes. Asta este foarte important să știți. Dacă vreți să faceți ceva, să rezolvați ceva, să clarificați ceva, aici cu siguranță veți avea succes. Fără dar și poate. E un pic mai greu să le amestec pe acestea, dar reușim pas cu pas. Și avem foc. Emoții puternice, iubire pasională și sau chiar ură uneori. Da. Și țintă o persoană foarte orientată spre țeluri. Voi sunteți persoana orientată spre țeluri. Aici o atenție foarte mare pentru că voi sunteți persoane extrem de pasionale, aveți tendință să reacționați. Această persoană este un pic mai reticentă în a acționa, în a face pași, în a, nu știu, se mișca în fel. Atenție de asemenea că această persoană poate să încerce să obțină anumite beneficii de la voi acum exact în weekend. Dacă, de exemplu, este o persoană cu care vă mai vedeți, dar nu a fost nimic intim, acum această persoană s-ar putea să vină și să ceară sau să încerce, mai bine zis, să existe ceva intim între voi. Deci, na, acum fiecare decide pentru el. Iubirea în aer. Deci, măr.
Tentația te va testa. Atenție, atenție, atenție. Că aici puteți avea de-a face cu o persoană care nu trebuie să intre în viața voastră. Dacă vă contactează în următoarele 72 de ore un ex, pentru că aici mai poate să fie pentru câteva persoane, este o etalare generală, așa că am să încerc să clarific toate scenariile posibile. Dacă vă contactează un ex și voi sunteți într-o altă relație, ignorați cu totul. Poate să fie greu, poate să fie dificil, dar este necesar. Ok? Zid, neînțelegere. Dacă voi cedați și sunteți într-o relație, sunteți cu cealaltă persoană, e clar că există neînțelegere, nu e nimic magic în asta, da? Cocoș, arogant, o persoană care se laudă și o persoană cu care ar fi mai bine, pe care ar fi mai bine să o evitați, da. Și fulger, controlează-ți furia sau îți va părea rău. Noi idei creative, noi aventuri, un nou început. Cam asta este pentru voi și voi ce ar trebui să faceți. Ai încredere și reușește. O să reușiți să treceți de tentațiile acestei persoane. Să nu vă fie frică de acest lucru. De asemenea, dacă aveți noi idei, acestea vă vor aduce succes. Alegeți-vă bătăliile, alegeți încotro vă implicați, alegeți cui are sens să-i răspundeți și cui nu. Este bine ca voi să încercați să lucrați un pic cu chakra rădăcină, pentru că vă văd într-o energie destul de stabilă, dar voi nu neapărat vă simțiți așa și în momentul în care voi nu vă simțiți așa, există un mare risc ca voi să, nu neapărat să stricați, pentru că nu e vorba de stricat, Doamne ferește, e vorba că voi riscați să creați dezechilibre în legătură cu tot ceea ce ține de stabilitate, în legătură cu casa, în legătură cu banii, în legătură cu, nu știu, cum simțiți că ajung banii de pe azi pe mâine. Nu este întotdeauna lipsa de abundență, nu este întotdeauna lipsa de bani. Câteodată este pur și simplu felul în care noi ne panicăm, ne agităm. Și în loc să luăm o decizie mai liniștită, mai clară, luăm o decizie bazată din frică și asta ne atrage mai degrabă problemele financiare pentru cineva de aici. Nu știu pentru cine, dar pentru cineva asta e problema. Nu e vorba de bani, cât este vorba de felul în care vă raportați, vă gândiți la bani. Bun. Vreau să văd și cu acest pachet. Ce avem? Încă o dată chakra rădăcină, deci n-ai cum. N-ai cum. Sunt două pachete diferite. Bine, din aceeași serie, pentru că amândouă sunt Psychic Oracle, dar... Da. Cel puțin astea nu sunt acele cărți de chakra pe care le-am folosit la zodie, că dacă nu, iar începeam să ziceți că... Se repetă prea mult, dar dacă se repetă, se repetă, n-am ce să-i fac. Așa? Adevăr, este bine ca voi să căutați adevăr în perioada imediat următoare, dar să nu faceți neapărat un efort suplimentar pentru că al obține. Aici, pentru cei care efectiv nu răspundeți și nu vă bateți capul pentru acea persoană care încearcă să revină în viața voastră, acea persoană va decide în cele din urmă să vă recunoască tot, dar în contextul în care voi trebuie să trageți de limba cealaltă persoană, s-ar putea să vă treziți într-o situație în care vă dați seama că vă minte. E bine să fiți puternici, să aveți răbdare și să fiți conștienți că energia voastră este bună, energia voastră este abundentă și sunt destul de multe persoane care au tendința să vă invidieze. Atenție foarte mare, pentru că aveți de-a face cu persoane care sunt foarte, foarte, foarte preocupate de ceea ce faceți voi și sunt foarte deranjate de faptul că voi vă vedeți de treaba voastră și efectiv lumina voastră este foarte puternică. Acest lucru face aceste persoane să se simtă cumva în umbră, le face să se simtă cumva neputincioase. Este foarte bine ca voi să aveți grijă la astfel de persoane, pentru că aici sunt sigură 100% că voi știți cam despre ce persoană este vorba și dacă nu știți, cred că în următoarele 72 de ore aveți toate șansele să vă dați seama despre cine e vorba, dar oricum voi trebuie să aveți grijă aici, da?
Mai ales dacă lucrați cu publicul în orice formă, dacă lucrați la un call center, dacă lucrați, nu știu, ca vânzătoare sau vânzător, dacă lucrați, habar n-am, în general cu mult public, actori, orice de această natură. Voi trebuie să ghidați. Voi trebuie să ghidați pe ceilalți. De asta întotdeauna voi veniți cu câte ceva diferit. De asta energia voastră e diferită. De asta voi nu puteți fi ca ceilalți și întotdeauna ori sunteți în centrul atenției, ori sunteți în afara grupului. Nu prea este cale de mijloc pentru voi, tocmai din cauza asta. Voi aveți energie de lider, nu aveți energie de persoană care se supună sau persoană care să accepte. Și de asemenea este nevoie ca voi să eliberați acea nevoie de a vă adapta oriunde. Unele locuri chiar nu sunt potrivite pentru voi și va trebui să acceptați asta din toată inima. Bun. Să vedem mai departe. Mai departe, mai departe, mai departe. Pentru varianta 3. Numai un pic să beau și din cafea. Și vom începe. Bun. Foarfecă, dezamăgire într-o afacere sau într-o situație, mai bine zis. Cred că e cel mai bun, cea mai bună traducere în acest moment. 2 secunde, că văd că tot vor să cadă. Ele sunt 200 de toate, deci nu pot să le iau pe toate când cad. Așa, dar vedem exact ce o să vă spun imediat. Camila, continuă și cu siguranță vei trece peste probleme. Da, deci deja avem un răspuns pozitiv că orice problemă aveți acum este doar temporară și veți reuși să faceți față fără dar și poate. Avem ureche, vești bune și lună, schimbări în viața voastră. Deci da, voi veți avea schimbări semnificative. Aici nu sunt schimbări oarecare. Este bine să aveți încredere în schimbările ce vor urma, chiar dacă vor părea un pic inconfortabile în sensul ăsta, dar este spre binele vostru superior, da? Ușă, oportunitățile te așteaptă. E un pic mai greu să le țin, că eu nu folosesc atât de des pachete rotunde. Foarte rar am folosit și pachetele de tarot rotunde. Dar da. Acum recuperez. Și avem pădure. Gândirea dumneavoastră acum este un pic cam neclară. Și bol, care ne arată o grămadă de lucruri materiale. Sincer, aici, dacă voi vă faceți griji, ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să faceți, cum ar trebui să acționați, la ce ar trebui să vă așteptați de la o afacere, o activitate, un loc de muncă, o persoană, ceva de această natură, trebuie să conștientizați că, indiferent de ceea ce se va întâmpla în perioada imediat apropiată, este bine să aveți răbdare și să așteptați. De ce? Pentru că lucrurile nu încep chiar de acum să se schimbe, dar cu siguranță va exista o schimbare destul de semnificativă pentru voi. Încă o dată, schimbarea nu va fi plăcută, schimbarea va fi incomodă, schimbarea va fi un pic peste mână, cel puțin așa o să se simtă la început, dar după aceea o să vedeți cum toată situația aceasta începe să devină din ce în ce mai bună. Deci nu este ca și cum este o veste negativă, este pur și simplu ceva pozitiv. Doar că și voi trebuie să aveți încredere că e ceva pozitiv. Atâta tot. Așa. Noi oportunități, noi posibilități și noi căi se deschid către voi. Da. Exact asta am spus. Înger, ghidare spirituală, protecție de rău. Deci sunteți protejați.
și nașterea sau concepția unui copil sau a unei întreprinderi. Deci, atenție, pentru că unii dintre voi veți avea o idee cu care o să ajungeți la o activitate independentă, o activitate de pe urma căreia o să vă deschideți o firmă sau o să începeți o familie cu cineva, un pic de atenție dacă nu doriți acest lucru, dar oricum se vede foarte clar că nu neapărat vă convine ceea ce urmează să se întâmple, dar este înspre bine, chiar dacă momentan nu vi se pare, aveți un pic de răbdare și luați o decizie după, da? Nu vă grăbiți în decizie aici. Așa. Voi ce ar trebui să faceți? Să vedem. Oferire și primire. Este cazul ca voi să vă asigurați că există un echilibru între ceea ce oferiți și ceea ce primiți. Să eliberați ceea ce trebuie să eliberați. Aici cred că sunt multe vorbe pe care voi nu le-ați spus și v-ați obținut și acum este nevoie ca voi să începeți să luptați pentru voi. Și este cazul ca voi să vă controlați emoțiile, nu să lăsați emoțiile să vă controleze pe voi. Voi sunteți într-o energie foarte puternică, voi aveți foarte puternic darul empatiei, atenție foarte mare pentru că aici o simți mai degrabă faptul că voi puteți citi foarte bine oamenii, doar că abilitățile voastre de regulă un pic se cam rezumă la persoanele vii, deci da, puteți, nu știu, să vă conectați, să le simțiți emoțiile, puteți să le simțiți durerea fizică uneori, doar că nu mai mult de atât. Și oricum și așa este deja grozav în sine sa această situație, dar este bine ca voi să nu vă lăsați dominați, să nu vă lăsați conduși de emoții. Este bine ca voi să acceptați adevărul așa cum este și să nu încercați să-l îmbunătățiți, să nu încercați să-l dezvoltați, să nu încercați să trageți de el, să-l întindeți către ceva ce nu poate să fie niciodată. Este ca și cum ați lua o haină de mărimea S și vreți să faceți un XXL. N-are cum, adică, na. N-are cum să, ca acea haină, doar să trageți un pic de ea și gata să fie o altă mărime, da? Încercați să vă retrageți din situațiile care au tendința să vă solicite emoțional. Este bine să comunicați, da? Exact ce a zis, eliberați sentimentele, eliberați, spuneți ce aveți de spus. Se simte aici ca o pierdere pentru voi, dar nu e neapărat o pierdere în adevăratul sens, nu este ca și cum voi pierdeți ceva. Este ca și cum o etapă din viața voastră se încheie și nu e vorba de maturitate, pentru că asta deja o aveți, dar este ca și cum ajungeți la conștientizarea momentului în care voi deja sunteți într-un punct în care trebuie să tratați viața și lucrurile un pic cam altfel. Și practic, după asta ați suferit, nu neapărat după schimbările care au loc în sine, pentru că acelea nu sunt atât de importante acum. Astfel, alea sunt doar o reflexie, nu știu, o imagine, ceva care, după care să vă ghidați că lucrurile încep să fie mai serioase, dar nu pot să fie neapărat ceva negativ, da? Voi, încă o dată, voi veți fi puși față în față cu temerile voastre. Și este bine ca voi să aveți încredere totală în Univers, pentru că Universul are de gând să vă schimbe un pic traiectoria și pentru voi e o schimbare mare. Pentru Univers nu, dar pentru voi e mare. Bun. Sincer, cam asta aș vedea la voi pentru următoarele 72 de ore. Sincer, aici cred că nu știu. Nu știu ce se poate întâmpla pentru voi, dar da. Lucrurile se schimbă și se schimbă semnificativ. Atenție, atenție, atenție. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!